Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de trotinetă. Să vedem cât de aglomerat e astăzi. Nici nu știi să parchezi, ești praf. Parchează de-mi 7000 de mișcări. Treabă românească, ce să mai? Nici nu știam că există și aici Mega Image. Dar se pare că există. Pe unde nu există, de fapt. Sunt peste tot. Așadar, bine v-am găsit din nou la o plimbare cu mine cu trotineta. Deși suntem în septembrie, afară este încă foarte cald. Doar dimineața și seara e mai friguț un pic, în rest este nemaipomenit de cald. Sunt curios dacă au început școlile cum trebuie și nu sunt probleme. Unii fac online, unii chiulesc. Ce gropane cu aici. Doamna Firea, doamna Firea. Mai un pic vin alegerile. Așa. Prinde și 30.
La val. 30 la val. Ai, am glumit. Prinde și 30 dacă ia drumul cum trebuie și ai și tu chef de viteză. Și un pic de condiție fizică cât de cât acceptabil, așa. Bine, tipul de mai devreme mă întreba cât prinde viteză, dar nu m-a întrebat pe unde merg cu ea. Și acolo e o mică mare problemă. Adică contează foarte mult pe unde mergi. Că poți să mergi off-road, poți să mergi pe pietre, poți să mergi pe pământ, pe teren denivelat, pe nori, poți să mergi și pe nori. Sau și pe apă. Hai să ne îndepărtăm de aici, că presim că ne mănâncă și câinii. Deja se aude unul lătrând. Bine, ăsta e după voce pare micuț. Dar știți vorba aia? Esențele tari se țin în sticluțe mici. Așa că și ăștia pot reprezenta un real pericol la siguranța cetățenilor. Și eu cu trotineta mai des pe străzi. Până acum mai mult pe trotuare mergeam. Dar bine să ne obișnim cu toate drumurile noastre toate. Și avantajul e că, bine, că aș putea să iau printre mașinile astea, dar pot să iau frumos pe aici și jap, mă urc și merg pe aici. Bine, să fim atenți la copii. Plăcere! Iată pe aici, doamna Firea a avut grijă să traseze niște linii, dar încă nu le-a definitivat, e doar schița. Să vedem dacă mai apucă. Vedem dacă mai apucă treaba asta. Suntem într-o zi de joi, după masă, după amiază. Și se pare că parcă ar fi duminică afară, cel puțin pe străduțele astea.
Iată, nici pe trotuar nu e lume. Merg lejer. Aici au tras doar jumătate pistă, adică jumătate linie. Am mers, am mers, așa de-așa.
N-am voie pe aici? Da mâine. Da mâine? Treabă românească. Da, dați dacă deschidea ce avea. Puii mei, eu de când am trotineta asta, din iunie, iulie, august, septembrie. Deci de 4 luni, eu nu m-am plimbat pe aici, pe unde nu ne dau ăștia voie. Adică prin folii tehnică. De ce? Fiindcă au zis că, vezi, Doamne, dacă intri pe acolo, capezi niște virus așa și dai de COVID-19. Motiv pentru care l-au închis. Timp de o grămadă de luni, mai mult de 4 luni, cred că din martie. Cred că de când a început nebunia asta, de până martie, e închis. Că vezi, Doamne, acolo stă virusul COVID. Și a zis că să nu intre oricine așa. Doar ăștia care sunt la școală acolo. Că ăia sunt imunizați. Restul ci că n-ar fi. Frate, ești pâine caldă, mălai, pâine. Da, se vinde, de asta, cum îi zice. Drojdie, mă, drojdie să vinde. Nu știam de ce stă lumea la coadă. Era să-mi ia șapca vântul. Vântul șapca. Deci pe aici se pare că cineva a pus gărduleț. Cât de frumos! Iată!